Buzoianca Alexia Tatu continuă șirul performanțelor excelente din acest an. După trofeul obținut la Wimbledon, Alexia a avut la dispoziție doar 48 de ore de repaus pentru a participa la Argeș Cup, competiție de circuit european. Până în finală, Buzoianca a câștigat toate meciurile, fără să cedeze niciun set. Adolescenta s-a impus pe rând cu Gabriela Păun, 6 la 2, 6 la 3, Iulia Moromete, 6 la 2, 6 la 2, Ana Ioana Varsa, 6 la 3, 6 la 4 și Andrada Komarov, 7 la 5, 6 la 3. În ultimul act al turneului de la Curtea de Argeș, Alexia Tatu a întâlnit o pe Diana Simionescu, favorita numărul 3 a competiției. Din păcate, Buzoianca a cedat 3 la 6, 3 la 6, probabil și din cauza faptului că turneul s-a jucat pe zgură și nu pe iarbă, așa cum Buzoianca a fost obișnuită la Wimbledon. Aceasta a fost a 16-a finală jucată anul acesta de Alexia Tatu, performanță unică în tenisul european.